Un aspect de care va trebui să luăm seama este că de multe ori vin acei pretendenți pentru că transmitem un mesaj greșit. Transmitem un mesaj greșit. Și transmitem mesaje cum că suntem dispuși, suntem disponibili pentru a merge în acea direcție. Dar de foarte multe ori, dragii mei, Alegem să mergem în acea direcție pentru că avem o inimă rănită. Și căutăm o dragoste falsă. Este o dragoste falsă. Și dragostea aceasta falsă ne induce în eroare. Căutăm ceva. Căutăm ceva. Dar căutăm în locuri nepotrivite cunoașteți, am fost de multe ori la dumneavoastră aici și știți că mă ocup cu familiile. Și săptămâna aceasta care a trecut, cineva a căutat dragostea de iarăși într-un loc greșit. Nu știa ce înseamnă această dragoste adevărată. Puteți să dați drumul. Și în această seară, dragii mei, vreau să vorbim despre această Dragoste autentică. Pentru că dragostea începe să caute tot felul de conotații are. Și oamenii au început să-i dea tot felul de definiții. Și au început să numească fel și fel de uh, contexte. O, oh, e dragoste. Numai dragoste nu este. Pentru că dragostea, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu este dragoste. Cuvântul mai spune că în împărăția lui Dumnezeu, El vrea să aducă această biserică a Lui. Cum? Fără pată și fără zbârcitură. Nimic întinat nu va intra în împărăția Lui. Pentru că dragostea aceasta autentică a Lui, nu are nimic nesănătos în ea. Dragostea aceea falsă are o grămadă de consecințe. Pe când dragostea autentică are numai rezultate. E diferență între acestea două. Pentru că în dragostea autentică nu locuiește nimic nesănătos. Când vezi o dragoste autentică, încep să te simți confortabil. Nu ai niciun disconfort în viața ta. Cuvântul în FSM spune soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El să da pe sine pentru ea, cel care își iubește soția, să iubește pe sine. Hristos ce a iubit biserica autentic, cu adevărat, fără niciun interes, fără nicio motivație greșită în spate la toată această jerfă și dragostea lui. Iubiți-vă soțiile așa cum Hristos ce a iubit biserica lui. Următorul verset, soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Soțiile trebuie să toate, amin la fața asta. Vă place când soții sunt aspri, când sunt duri. Nu vă place așa, ai? Din păcate, unele s-au obișnuit cu astfel de dragoste. Din păcate, unele soții s-au obișnuit cu genul ăsta de dragoste. Și din păcate, încep ca să compare dragostea soților lor cu dragostea lui Hristos. Și atunci când Dumnezeu le mai lovește, zice, oi oh, e bine, lasă, e bine că e dragoste, e Domnul. Și întotdeauna când vede anumite aspecte în relația lor cu Hristos, le compară cu relația lor cu soții. Și după, dacă domnul mai lovește așa un pic, a, și soțul are voie să mai lovească din când în când. Nu e adevărat așa ceva. Nu e adevărat așa ceva. Pentru că de fiecare dată atunci când Hristos vrea și El nu lovește, El de fapt vrea să ne îndrepte. Numai noi o luăm ca o lovitură. Numai noi o luăm ca pe ceva negativ, pe ceva aspru din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu iubește atât de mult încât ne vrea cu gelozie pentru El. Dar știți de ce? Pentru că spune voi, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri. Voi ați devenit proprietatea mea. De ce? Pentru că eu am plătit un preț pentru voi. Eu am plătit un preț pentru voi. În dragoste nu există frică. Dacă ar coborâ prezența Domnului la tine în cameră și să se umple și -o toată camera de prezența Domnului, în ce să te de frică? Mm, -o la care o să meditați. De ce să-mi fie frică dacă sunt curat? De ce să-mi fie frică? De ce să-mi fie frică de faptul că s-ar putea să plec din lumea asta la noapte? De ce să-mi fie frică? Pentru că știu unde mă duc. Știu direcția unde mă duc. Îl cunosc destinația. De ce să-mi fie frică atunci când cineva plin de dragoste, și cuvântul Domnului spune dragoste acoperă o mulțime de păcate, dragoste acoperă între a acoperi și a mușamaliza. E mare diferență, să știți. Dragostea acoperă, dar nu le mușamalizează. Dumnezeu nu închide ochii la faptul că tu ai greșit, că tu ai păcătuit. Sune, da, trebuie să plătești, dar sângele fiului meu o acoperă. Pentru că asta face dragostea. Dragii mei, dragostea autentică Explică cuvântul Domnului, spune că această dragoste de frate să fie fără ipocrizie. E o dragoste autentică. E o dragoste care vine doar dintr-o inimă curată. De ce cuvântul Domnului, la un spune că în zilele din urmă ei nu vor mai avea nici măcar dragoste firească? Un aspect foarte important, dragii mei, este că nu au o inimă curată. Dragostea vine doar dintr-o inimă curată. Dragostea autentică vine doar dintr-o inimă curată. Dragostea de față, dacă vine dintr-o inimă curată, este fără ipocrizie. De ce să te iau în brațe astăzi când vii la biserică și din săptămânii să te înjunghi pe la spate? Înseamnă că ceva n-a fost autentic când m-ai luat în brațe. Pentru că în momentul în care ne întâlnim unul cu celălalt Și spunea uh, fratele Lionel, dați o mână, binecuvântați-vă E frumoasă părtășia Nu e nimic rău în a socializa Cuvântul Domnului spune că ei stăruiau în părtășia frățească Nu e nimic greșit în asta Cât de autentici suntem în părtășie? Cât de mult? O, oh, mă bucur să te văd Oare? Cu adevărat, te bucur să mă vezi când ai mâna și vrei să-l iei în brațe și stai așa, stau, stau, un pic mai departe, că nu știu exact cine e și ce vrei să faci cu mine. În, în dragoste nu există frică. Dragostea autentică Am trecut aici patru aspecte foarte importante. Că dragostea aceasta autentică îndepărtează nesiguranța, fricii. Foarte mulți creștini au fel și fel de frici. Fel și fel de frici. Nu vorbesc frică de șarpe. E o frică sănătoasă aia. Dar fel și fel de frici. Și cuvântul Domnului spune că o categorie de oameni care nu va intra în cer sunt. Fricoșii. De cine mi-e frică? De ce mi-e frică? Uh, mi-e frică de întuneric. Uh, mi-e frică dacă se va întâmpla. Dacă mă duc și dacă mor. Uh, dacă o să fie accident. Dacă, dacă, dacă. Și fricile sunt o sumedenie. Și în măsură ce vorbești cu astfel de oameni. Îți dai seama că în inima lor, relația lor cu Domnul Isus nu este ceva autentic. E ceva de suprafață. Mi-e frică să nu. Și în momentul în care vorbești despre tine că mi-e frică să nu, aș vrea să mă gândesc cât de mult ai gustat din dragostea lui Hristos. Cât de mult ai gustat din dragostea lui Cristos. Anxietate. Mulți măcar nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Nimic măcar ce înseamnă anxietate. Și vezi pe unii care uh, nu pot sta locului la un moment dat. Uh, imediat când uh, se apropie, știu eu, uh, o persoană mai înaltă, mai autoritare, deja uh, nu se simte bine. Uh, dacă începe și vorbește un pic mai tare, deja uh, intră un pic în ea acolo, uh, intră într-un anumit context cu oameni și nu știe ce să facă și să, uh, își fracă mâinile și trage toate hainele. De ce? De ce? Pentru că acolo în inima la persoana respectivă încă sunt răni nevindecate. Încercăm din punct de vedere psihologic și încercăm, uite, azi, să, să zici doar lucrul acesta. Încercăm tot felul de autosugestii. Și parcă nimic nu duce, nu duce rezultat. Și aducem mai bine Bă, ia o pastilă, mă, ca cum au făcut și anxiol frumos, ia o pastilă și stai liniștit că totul e bine. Nu, no, ce bine m-a liniștit atunci. Nu mai vreod, ia, ia o melatonină, ia o -a, și, și, și gata, rezolva problema. Nu, n-ai rezolva rezolva rezolvat problema. N-ai rezolvat problema. N-ai rezolvat-o deloc, n-ai rezolvat problema. Doar ai acoperit-o. Dar ea încă acolo. Ceea ce ai nevoie este cu adevărat să duci la Hristos, cel care îți oferă dragostea autentică. Și atunci o să vadă el unde este rana. Unde este rana? Când vin persoane care au peste 50 de ani, poate câte 60 de ani, și când realizează, când stau acolo în prezența Domnului și realizează că au dus o rană nevindecată cu ei vreo 40 de ani. Și au avut, din simptomele acestea, 40 de ani s-au luptat, gândul inima, în permanență. Respingere. Sunt oameni care numai dacă te uiți un pic la ei altfel, de eu să simt respinși. Imediat dacă ai avut niște ochelari și ai să vei te uita și așa pe deasupra și a, vă lăs cu să uita la mine. Numai dacă îi, îi, spui anumită vorbă, dacă ai un anumit gest, de ce mi să simte respins? Foarte sensibil, foarte sensibil, foarte irascibil în același timp. Și nu mai ai voie. pe păi, frate, nu pot să spun că să supra, a, să vezi mă ce scandal, nu mai să spun, foai, să vezi cum face. Păi acolo e o problemă. Când te duci și te apropii de rană și o atingi, doare, nu? Păi normal cum reacționează. Dacă când vine dragostea, când vine dragostea și începe să ducă acolo vindecare, nu mai e niciun motiv să te simți respins. Pentru că tu știi cine ești în Hristos. N-am nevoie să-mi fie tu despre mine cine sunt. N-am nevoie să-mi spun eu neapărat să mă lau, că dacă nu mă lau săptămâna asta, mamă, cad într-o depresie de numai trei luni. Pentru că mi-au spus Domnul cine sunt, nu trebuie să-mi spui tu mie cine sunt. Identitatea mi-a dat-o Hristos, nu mi-a dat-o oamenii. Pentru că i-am gustat. Și Scriptura spune, gustați și vedeți ce? Bun este Domnul. Și când am gustat din dragostea lui, cum să mă mai simt? Respins. Nici de cum, n-am cum să mă mai simt așa. Și vine depresia. Hmm. Parcă să mulțesc cazuri de tot mai mult în biserică. Parcă sunt tot mai mulți. Și pe măsură ce însă mulțesc cazuri de depresie, imediat ce fac unii? Găsesc versete biblice ca să justifice depresia. Și a zis, wow. Și atât de mult întoarce diavolul toate lucrurile acestea, că începem să ne justificăm biblic acțiunile noastre, care n-au nimic de a face cu dragostea autentică. Cuvântul Domnului Sfânt, eu Am venit ca oile mele să aibă ce? Viață. Dar doar viață. Și zice: Vreau să aibă viață din belșug. Ești cu buznavă plin de pastile? Și-a am viață din belșug. Am viață din belșug. Stai că la trei ore trebuie să mai iau ceva. Și toată viața în mea depinde de ceva extern. Ceva artificial. Biblia spune când cuvântul lui Dumnezeu locuiește pe deplin în voi, voi aveți dragoste unii pentru alții. Pentru că dacă El locuiește în mine, și eu îmi spune, cuvântul era Dumnezeu. Și păi dacă El locuiește din belșug în mine, unde mai are loc depresia? Că înseamnă că la mine, în inimă, o să fie înghesuială mare acolo. Și nu are loc depresia. N-are loc anxietatea. Frica nu mai are loc acolo. Pentru că El locuiește în mine. De ce, toți în viața multor creștini și au aceste caracteristici în viața lor? Du-te la relația lor cu Domnul Isus. Și o să vezi acolo că acolo e problema, de fapt. Acolo este problema. A relaționa cu Domnul Isus. De ce o creat Dumnezeu pe Adam și Eva? Să aibă și e cu ei. Și ce frumos a fost până într-un anumit punct. Și vorbea cu ei și spunea și ok, și ce ați mai mâncat astăzi? Și cum au fost fructele alea? O grădină minunată cu tot felul de fructe acolo așa, tot felul de pomi. n o să sape, că pe atunci nu erau burieni. Nu, după ce au apărut burienile? Ce ați, o grădină minunată! Minunată! Până într-o zi. Încât de a zice, hai să vă ofer eu altceva. Eu pot să vă ofer ceva un pic mai mult decât vă oferi Dumnezeu. Există oare mai mult decât îmi poate oferi Dumnezeu? Niciodată. Este doar o minciună după care și oamenii ăștia leargă după asta sa falsă. Oh, cum să nu? În momentul în care mi-au zis, oh, I love you, deja te-ai muiat ca ceara. Pentru că nu știi. Nu poți să compari ce înseamnă dragostea tăticului meu de acasă și dragostea celui care vreau să-mi ofere. E o diferență oare? Este diferență între dragostea pe care o simt de la Dumnezeu în fiecare zi în inima mea și ceea ce vrea să-mi ofere lumea? Totul este foarte ieftin. Uităm -o că pentru noi a fost plătit un preț. Și tot ce este de calitate, dragii mei, are un preț. Dar noi vrem ceva, nu mai contează cât de calitativ este, dar să nu ne coste. Dar să nu ne coste. Și Domnul Iisus, sus, pe mine m-a costat viața, ca tu să ai viața. Că dacă eu nu dădeam viața pentru tine, tu nu aveai viață, tu trebuie să mori. Și mureai în păcat. Și când muriai, aveai moarte veșnică. Aveai chin veșnic. Dar eu am ales să-mi dau viața pentru tine. Eu am ales să mor eu pentru tine, ca tu să trăiești. Când Moise merge înaintea poporului și spune, iată că spun astăzi, și începe alegerea. Începe alegerea. Blestem binecuvântare, moarte și viață. Dar Moise ca un tată spune, dragii mei, ascultați-mă aici, vă rog frumos, alegeți viața să trăiți. Alegeți viața, că doar dacă alegi viața o să trăiești. Au murit Adam și Eva când au păcătuit. N-au murit. N-au murit fizic. N-au murit. Dar ceva s-a întâmplat. În primul rând, s a rub relația între ei și Dumnezeu. De ce aș vrea să schimb părtășia aia superbă cu tăticul meu? care în fiecare dimineață își înnoiește bunătatea, îndurarea și că din lui atât de mare. De ce aș vrea să schimb asta cu orice altceva? Ce ar putea să fie pe celălalt taler al balanței care ar putea să târne mai greu decât relația mea cu tătii cu ceresc? Versetul din roman care l-a spus și fratele pastor Ionel. Cine ne poate despărți de dragostea lui? Nimeni. Doar dacă noi alegem să plecăm. Și este o alegere, dragul meu. Este o alegere. Dragostea autentică îndepărtează puterea păcatului. Îndepărtează puterea păcatului. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. N-am văzut nicio soție, sau un soț, când are acasă o dragoste autentică, să meargă să caute altceva. N-am văzut așa ceva niciodată. N-am văzut pe nimeni care să aibă acasă ceva frumos, ceva calitativ, înțelegere, dragoste, armonie, Zici, să trezească într-o dimineață, mă duc să caut altceva dincolo. N-am văzut așa ceva pe nimeni toți pleacă și vor să caute ei altceva pentru că nu au acasă ceva de calitate. Dar responsabilitatea este a mea, în primul rând ca soț, ca și cap de familie. E a mea responsabilitatea asta. Să creez un mediu sănătos unde să se simtă dragostea lui Hristos. Că de aceea eu sunt preot în casa asta. Că îl reprezint pe Dumnezeu în fața familiei mele și mi-au familia și o reprezint înaintea lui Dumnezeu. Și atunci toți cei de acasă, atunci când suferă, suferă din cauza mea. Când pleacă în altă parte, pleacă din cauza mea. A, că sunt și alegerea lor și sunt alte detalii, dar de obicei asta se întâmplă. Când omul nu are această dragoste autentică. Merge și caută în altă parte. Îndepărtează puterea păcatului. Și iarăși sunt patru mari categorii, dragii mei. Mânie. Mi-au zis pe mulți, Păi Bă, băiat deosebit. Dar Așa e el, așa e el mai mânios. Nu există așa ceva. Că nu mai ești tu. Nu mai ești. Spune, voi nu mai datorați nimic acestor modulare, Voi nu vă datorați nimic. Ai fost mânios cândva în, în trecut? Da, se poate. le pe Domnul Iisus. S-a terminat cu mânia aia. S-a terminat cu mânia aia. Mânia, dragii mei, de fapt, este o o problemă emoțională. Și anume, când tu nu ești împlinit emoțional și începi să te manifesti. Păi zic, când nu ești împlinit emoțional, când nu ai dragoste. Când nu simți cu adevărat că ești iubit, că cineva îți dă sens, că tu ai valoare în ochii cuiva, începi să te manifesti. Începi să te manifesti. Rebeliune. Asta e primul pas, mânia. Și vine partea asta a doua, rebeliunea. Când încep să nu mai asculți pe nimeni, încep să nu mai ai nicio autoritate. Pentru tine nu mai există nicio autoritate. Nici măcar Dumnezeu nu mai există ca și autoritate. Și încep și te răzvrătești împotriva Lui. Am întâlnit copii rebeli care au luat niște decizii groaznice în viața lor. Dar, dragii mei, vreau să spun că toți acești copii nu au avut acasă o dragoste autentică. Au avut o formă și Scriptura vorbește de cei care au, au o formă de evlavie, dar cădându i puterea lui Dumnezeu, au o formă de evlavie, au un mod în care ei lasă să leagă, o, oh, avem dragoste, dar nu este autentică. Este doar o formă. Chiar dacă ne dăm mâna, ne salutăm, ne luăm în brațe, dar nu înseamnă că ne iubim. Pentru că, de fapt, dragostea asta autentică este acolo unde dânc în inima mea și în momentul în care dragostea aceasta se va conecta cu inima celuilalt, va simți, omul să mă iubește cu adevărat. Știi când încep oamenii să vadă că tu iubești cu adevărat? Când tu nu te mai uiți la fața lor, și în funcție de cine sunt ei, de ce fac ei, de cam unde se află ei pe scară socială, încep să-i bagi în seamă. Vei vedea dragostea autentică atunci când tu nu mai ai în vedere fața omului. Și începi să-l iubești pe fiecare, că e sărac, că e bogat, că e rom, că e român, că e maghiar, de orice naționalitate, oricine este el ca om, tu-l iubești. Nu pentru cine este el, pentru că știi cine ești tu. Și atunci eu te iubesc pe tine, nu pentru cât de bun ești tu sau cât de rău ești tu. Eu te iubesc pentru că știu ce a pus Hristos în mine. Pentru că dacă ar fi să ne iubim, dragii mei, după cine sunt și după ce facem, va fi vai și amar de noi. Pentru că nici unul nu merităm. Nici unul nu merităm. Și cu toate acestea, Hristos a zis, sunt gata să vin să fac voia ta, Tată Ceresc. Să vin să mor pentru oamenii ăștia. Faliment moral. Oameni care cad în imoralitate. Atât de mulți oameni și spun, zice, nici măcar n-am vrut asta, dar m alergat după o dragoste adevărată. Și n-am văzut-o. N-am întâlnit-o. Nici nu știu măcar cum arată. Dar relația cu Domnul Iisus dar relația cu Domnul Iisus nu ți-a arătat de El ce înseamnă dragostea adevărată. N-am avut prin cine, n-am avut model. Toate motivele care le aveți pentru rugăciune sunt biblice, sunt grozav de frumoase. Dar de mult timp, mă rog, Doamne, de ce în faptele apostolilor Duhul Sfânt a avut atâta putere și spune cuvântul că El adăuga, adăuga, adăuga la popor? Doamne, ce s-a întâmplat? Că tu, Duhul Sfânt, tu nu te-ai schimbat. Tu încă ești Dumnezeu, ai aceeași putere. Ce s-a schimbat? De ce nu se mai adaugă la popor? Știți că a venit primul gând, că am venit așa în minte, rapid. Lipsa de modele, lipsa de exemple nu mai sunt modele. Pocăiții nu mai sunt modele. Pocăiții nu mai reprezintă cu adevărat pe Hristos. Și numai cu cât va timp am avut și un mesaj, pocăința pocăiților. Că spunea, iată că judecata stă să înceapă de unde? De la casa Domnului. Noi toți ne-am așteptat să înceapă de la un bar, de la undeva la discotecă acolo. Păi nu interesează Domnul pe aia. Aia destinația lor e clară. Dar zice Domnul, vreau aici să încep să judec de pe ăștia care 20-40 de ani o să au -o tot -o luptat și erau cu, wow, cu Evanghelia, vreau să-i văd pe ei unde au, au ei dragostea autentică. Au arătat de ei mai departe dragostea autentică. Sau pe care l-au văzut că e un faliment, care l-au văzut cât de jos era celălalt de lângă el, se uită așa cu dispreț asupra lui. Cu oricare autoritate, superioritate. Tinerii caută modele, exemple. Vreau să fiu și eu ca. De ce atunci când îl întreb că nimic, ce vrei să te faci? Sau cu cine vrei să aseamăn? Și au ei așa niște. și e fan la cuiva, la o persoană, la un cântăreț? Doare când îl întreb, Doamne, că cine vrei să semeni din biserică? Ca cine ai vrea, ai vrea, să fii? Ai văzut acolo un bărbat? L-ai văzut pe tată acolo la biserică? L-ai văzut pe păstor? L-ai văzut pe fratele de la ușă? L-ai văzut pe cei de la media? De la închilare? Cu care ai vrea să te identifici din ei? Pentru că vei crește și vrei să ai în imaginea ta o numită persoană. Vreau să ajung. Apostolul Pavel a scris, călcați pe urmele mele. Sunt oameni, au zis, vreți să vă uitați la Hristos? Uitați-vă la mine. Eu calc pe urmele lui Hristos, hai da și voi după mine. Nu-i greșit să ai un model care să ducă către Hristos. Dar sunt tot mai rare modelele astea. Zilele trecute m-am dus la un frate pastor foarte în vârstă. Dar mi îmi place să vorbesc cu astfel de oameni. Oameni care au avut experiențe autentice cu Domnul. Oameni care au trăit în vremuri foarte grele, în vremuri foarte grele, încât trebuie să fii foarte atent ce spui de la anvon ca să nu mor săptămâna viitoare sau să nu te închidă săptămâna viitoare. Și noi cu atâta libertate, modelele cad. Și sunt tot mai puțini. Și din păcate, atât de rău face internetul ăsta. Și se expun, din păcate, unii pe alții. De ce? Că n-au dragoste. Că n-au dragoste. Cum aș putea vreodată să vorbesc pe Ionel de rău cuiva? Cum aș putea vreodată să vorbesc cuiva? E fratele meu, slujitor, o să moștenesc cer împreună cu el acolo. Cum aș putea vreodată pe pământul ăsta să mă duc să arunc cu piatră în el? Cum e posibil așa ceva? Dar noi vrem, o, oh, vrem trezire, o, oh, să vină aia din, din lume, să vină la, lume la biserică. Ce să facă? Să vadă ce? Să vadă ce? Să vadă ce? Pentru că le-au și ele pe ale lor acolo. E tot să-l vadă pe Hristos aici. Hristos în noi este o nădejde la slave, dar aduce nădejde și în viața altora, dragii mei. Cea mai mare trezire, am trăit vremurile la, și mulți dintre voi cunoașteți, când venea Billy Graham și se umplea stadionul sau catedrala, când venea lui Palau și era plin stadionul, zeci de mii de oameni, o pleca vremurile alea. Pentru că acum, la un clip distanță, asculți o predică. Știți ce au nevoie oamenii? Model. Model. Că acolo unde mergeți, când mergi la Penny, la Profi, la, la Kaufland, unde te duci acolo? Să simtă oameni. băi, ceva este cu femeia asta, ceva este cu bărbatul ăsta. Felul în care vorbește, felul în care spune mulțumesc la casier acolo așa, felul în care mă roagă să-l să ajut cu ceva, e ceva aparte acolo așa. Pentru că asta trebuie să ne cătrezeze pe noi. Dragostea adevărată, Hristos care locuiește în voi. Hristos care locuiește în voi. Când Domnul Iisus în Ioan 17 s-a rugat acea rugăciune superbă, s-a rugat pentru noi și încă noi nu existam încă, dar s-a rugat pentru noi, mă rog pentru aceștia, dar și pentru aceia. Suntem noi care am, suntem aici primătoria lor, a celor, a apostolilor, a, cred, a Și mă rog ca ei să fie una pe cum să fiu una dacă îl burfesc? Cum să fiu una? De ce încep să, mă, încep să mă întreb? O, oh, pleacă tine din biserică, a, să duc acolo, să duc acolo. Nu, nu, și de ce pleacă tine din biserică? Nu văd exemple. Nu văd un model de urma. De aia pleacă tine, dragii mei. Că dacă ar vedea modele, de ce să duc altundeva? De ce să se ducă altundeva? Ipocrisie. Și suntem atât de profesioniști și ne punem masca de duminică. Dar copiii noștri văd că suntem ipocriți. Văd ce înseamnă viața de duminică, văd ce înseamnă viața de luni până sâmbătă, o văd ei acolo. Pe cine încercăm să, să fraierim? Doar pe noi, dragii mei, ne fraierim. Că pe Dumnezeu nici atât, pe celelalți de lângă noi nici atât, pentru că la un moment dat o să iasă și prin masca aia comportamentul meu. Și atunci, dacă nu este dragostea asta autentică, oamenii care simt lucrul acestea în inima lor acolo, se vor duce și vor fi carne de tun pentru diavolul. Și tot ne rugăm, Doamne, oaciu, Doamne, Duidă, Ce să facă Domnul? Pentru că noi trebuie să facem. Când s dus Domnul Iisus să-l învieze pe Lazar acolo, o stat înaintea mormântului și o zis, dați piatra la o parte. Păi tu ai venit să-l înviezi pe Lazar, și nu ești stare să dai piatra aia la o parte? Și o zis, nu, nu, sunt lucruri pe care le fac eu, dar sunt lucruri pe care trebuie să le faceți voi. Dați piatra la o parte, că nu eu am pus acolo. Ca eu să am acces la oasele moarte, trebuie să dați piatra la o parte ca să aibă Hristos acces aici, în ștei, la tinerii, sunt pietre în viețile noastre că să le dăm la o parte, dragii mei. Că El să aibă acces direct acolo. Mă rog, ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult. Mă gândeam la începutul anului 2024, Că toți își spun, oh, ce să fac în 2024, să fac casă, să citesc, să fac rrr, să -o, o grămadă de lucruri. Dar am zis, ia opriți-vă, ia uitați să urmăm înapoi. Ce ați făcut în 2023? Nu mai tot vă mințiți singur pentru ce o să faceți în 2024. Ai crescut în 2023. Ai avansat în relația ta cu Hristos în 2023. Ai adus pe un om la Hristos. Ai avut un rod în 2023. Nu te, -te mai tominții singur pe tine și pe cele de lângă jur. Spune, vreau ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult. Ai crescut? Du-te acasă și stai acolo în pătășie cu Domnul și zi, Doamne Iisuse, îți de 20 de ani în biserică. Și parcă sunt la fel. Doamne, parcă mă duc și vin, mă duc și vin, mă duc și vin și nimic nu se întâmplă. Și Scriptura spune, vreau să creșteți tot mai mult. Dragii mei, copilul nu crește o jumătate de metru dintr-o dată, crește treptat, treptat, treptat. Sunt momente de stagnare, nicio problemă, pentru că urmează, ai o, o dihnă, urmează după aceea și creșterea. În cunoaștere și orice pricepere ca să puteți deosebi lucrurile de valoare. Să poți să deosebești lucrurile de valoare și să fii curat și fără pată. Știi când vei fi curat și fără pată? Când începi să identifici lucrurile de valoare. Știi cum identific lucrurile de valoare? Când vezi că iubește, iubește Hristos. Alea sunt lucrurile de valoare. Când tu iubești, iubește Hristos. Când tu ai un, același interes care îl are Hristos. Alea sunt lucru de valoare. Concentrează-te pe ele. Când te duci într-o anumită direcție, întreabă-te, Doamne Iisuse, iubește, iubesc eu. Doamne Iisuse, îți dorești ceea ce îmi doresc eu din toată inima. Că dacă nu, uită, schimbă-ți direcția. Pentru că așa poți să crești. Așa poți să te dezvolți. Pentru că cineva să uită. Sunt ei amici. Sunt ei amici care sunt niște camere sunt peste tot după tine. 360 de grade. Uite așa să rotezi după tine. Și la un moment dat, la un moment dat, o să înceapă să redea exact cuvintele tale. Vor începe să redea exact comportamentul tău. Și zice, o, oare de unde eu făcut chestia asta? O, și ce bine acum că duci la gădiniță. O, de la o sigur. O, de acolo o sigur. Nu, 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 uite te în oglindă. uite te în oglindă că de la tine o sigur. De la tine o sigur. Mă rog ca dragostea voastră să crească. Să crească. Să crească. Dar ce mai vrea să închei Cuvântul Domnului spune că să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Începe să ne mutăm dintr-o barcă în cealaltă. Și sunt unii care încep să-și pregătească ca să ia dintr-o altă barcă de la o altă biserică, ha, că le iau tineri, că fac de-aia, să vină din coacție. Noi nu facem concurență între noi. Noi nu facem concurență între noi. Ideea lui Hristos a fost, merge și faceți, vestiți Evanghelia la orice făptură. Aia sunt pentru noi. Ei sunt scopul nostru. Ținta noastră sunt cei care nu-L cunosc pe Hristos. Pentru ei vrem să facem lucrurile astea care sunt aici în biserică. Nici de cum pentru... Cum să fac să mai iau de la celălalt? Să văd ce aș putea să fac să-L câștig pe celălalt. Și să începem să, doar să mute unul dintr-o dintr, -o, dintr -o corabie în cealaltă și să mă uit la mine în care... oh, ne-am înmulțit. Dar cât au fost cu adevărat mântuiți, întorși la Domnul din lume. Câți au fost? Păi poate că au fost unul vreo doi. Că restul sunt bade de la frați, ba au venit prin transfer, ba de dincolo. Și atunci care e rodul? Ci spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în el, care este capul, și anume Hristos. Pentru că, dragii mei, știți de ce? După toate astea aici, Există o răsplătire. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite. Nu uită lucrarea voastră. Nu uită dragostea voastră. Pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Faptul că i-a slujit pe sfinți și continuați să o faceți. Dragii mei, tot ceea ce avem noi nevoie este o dragoste autentică. Dragii mei, dacă căutați-o în direcția potrivită, căutați-o la sursa potrivită. Și sursa este Hristos. Vreți să vedeți unde este El? Deschideți Biblia. Acolo îți veți găsi pe El. Toată Scriptura a fost însuflată de Dumnezeu. De Dumnezeu. Pentru desăvârșirea noastră. Toată Scriptura. Ai o nevoie și emoțională. Și emoțională. Îți vei lua de acolo medicamentul. Pentru că acolo este calitate în cuvântul lui Dumnezeu. O dragoste autentică. Dragii mei, dacă până astăzi nu ați văzut ce înseamnă dragoste autentică, mergeți acasă și căutați-o, că ea există. Pentru că orice alt fel de dragoste nu o să vă sature. Nu o să vă sature. Ci dragostea lui Dumnezeu constă în faptul că ce a făcut El. El ne-a iubit întâi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vreți mai mult? Cine a făcut mai mult pentru noi decât El? Cine ne-a oferit vreodată mai mult decât ne-a oferit El? Nimeni. Dragii mei, căutați sursa potrivită. Ce sursa potrivită o găsiți în Cuvânt. Fiți modele. Mereți acasă și gândiți, întrebați-vă copiii. Întrebați-vă copiii. Dragul meu, ce ai văzut la tata și n-ai văzut în Hristos? Dragul meu, ce ai văzut la mama și nu este în Hristos? Prin felul în care eu îi vorbesc cu mama ta, felul în care mă adresez ei, felul în care o iubesc și vezi că o iubesc, îl vezi pe Hristos. Că dacă nu, va trebui să schimbi ceva. Va trebui să schimbi ceva. Dacă vrei pe copilul tău să-l cunoască cu adevărat pe Domnul Isus, arată el. Dar nu e obligatorul la rugăciune, obligatorul la biserică, obligatorul trebuie să citești. Aia nu ia. Nu să tragă. Voi sunteți, spune în Scriptura, Epistolă cum? Vie Scrisă Și citită De cine? Numai de doi vecini De toți oamenii Eram în Africa într-un sat Și erau câteva mii acolo Erau vreo 3-4 Biblii numai Erau vreo 3-4 Biblii Existau numai acolo așa și voriau să aibă cuvânt și zice, ce să facem pentru să evanghelizăm, aducem cât mai mulți, mai, mai mulți din junglă. Și am zis, ce aici? Ia să vă câți aici. Ce erau câteva, câteva mii. Și zic, atâtea Biblie are satul. Atâtea Biblie are satul. Mă, pe unde mă duc eu? Oamenii mă citesc pe mine. Oamenii îl citesc pe Hristos în mine. Nu trebuie să dau. Ia un nou testament, citește și ne viitoare la studiu biblic. Nu, nu. Omul trebuie să-l vadă pe Hristos în mine. Pe unde mă duc? În ceea ce fac? Tot ceea ce întreprind? Trebuie să-l vadă Hristos este acolo. Tot, toată viața mea, ideea mea, toată preocuparea mea. Trebuie să-l aibă pe Hristos în centru. Nu l-are pe el? Înseamnă că în mine nu locuiește pe deplin acest Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să dea înțelepciune, sfințenie, zmerenie. Cu adevărat să-l căutăm pe el. Amin.